Bun găsit tuturor! Am să vă spun acum o poveste care a început cândva pe o prispă de la țară, când Dumnezeu i-a trimis gândul cel bun unui gurean cu suflet nobil, baciul Ioan Macrea din Gura Râului. Era prin anul 1944. Atunci i-a înflorit ideea de a crea ceva frumos, ceva românesc, cum spunea chiar nenea Ioan, o formație de dansuri care să transpună în scenă jocurile feciorilor de la el din sat. Au venit apoi și fetele și, mai târziu, s-au transformat din formație de amatori în ansamblu profesionist. Pentru că avea nevoie de un nume răsunător, Ioan Macrea i-a spus Junii Sibiului, cu gândul la satul natal și la obiceiul cetelor de juni, astăzi parte integrantă a patrimoniului imaterial UNESCO. Așadar, ansamblul Cindrelul Junii Sibiului aniversează anul acesta 80 de ani de activitate artistică neîntreruptă. E greu de surprins, într-adevăr, în câteva cuvinte, sufletul unui ansamblu. Muncă, dăruire, pasiune, bucurie, prietenie și mândria de a spune lumii întregi, suntem români, și de a aduce acasă la Sibiu dovada aprecierii internaționale. Ca realizator de emisiuni la televiziunea română, am colaborat intens cu ansamblul Cindrelul Junii Sibiului încă din anul 1988. Mai întâi cu maestrul coregraf Ioan Macrea, apoi cu interpretul Dumitru Giurcă Notar, cu Traian Rapiță, cu Ion Dinu, directore a ansamblului, iar de vreo 25 de ani cu Silvia Macrea, actualul manager al acestui colectiv artistic de prestigiu. Talentul coregrafului și eforturile dansatorilor au rodit în numeroase reprezentații la nivel local, județean și național, pentru ca, mai apoi, ansamblul să efectueze turnee și să participe la concursuri și festivaluri internaționale în Europa, Asia, Africa și America de Nord. Inițial, ansamblul a funcționat sub tutela Arsenalului din Sibiu, apoi a IPAS Sibiu, devenit COMPA. În toți acești ani, sub numele de Junii Sibiului, s-au dezvoltat 4 generații de păstrători ai jocului și cântecului popular. Pepiniera este reprezentată de copiii care descoperă tainele jocului popular în cadrul școlii de dans Ioan Macrea din Sibiu, iar activitatea lor este continuată și perfecționată de liceeni și studenți în cadrul ansamblului folcloric Ceata Junilor. Maturitatea artistică este atinsă de profesioniștii din ansamblul Cindrelul Junii Sibiului, iar veteranii Junii Sibiului sunt cei care demonstrează că pasiunea pentru jocul popular este încă vie și la 65, 70 și chiar la 80 de ani. Dansul ne place la toți din familie și credem că e și ceva frumos, pentru că ne place și chiar ne zbatem ca să-l păstrăm așa cum trebuie și să-l dăm din generație în generație mai departe. De câte ori culegem dansul, îl lucrez acasă cu soția, adică facem coreografia, pașii, exemplificări respective și când mergem la sală, îl punem direct, îl montăm, adică cu echipa respectivă. Am făcut eu cât am putut până acum, nu știu dacă am făcut mult sau puțin, dar cred că n-am trăit degeaba până în prezent ce am făcut. Am făcut ceva românesc. După o viață dedicată în întregime slujirii cu credință și dăruire dansului tradițional, în anul 1988, Ioan Macrea decide să se retragă, lăsând în urmă la conducerea colectivului pe discipolul său Ioan Bogorin, un valoros dansator care a menținut cu respect tradiția ansamblului. Yeah.
1992 reprezintă momentul când, în viața acestui ansamblu de dansuri, s-a petrecut o mare schimbare ce avea să-i deschidă noi și interesante perspective. Printr-o înțeleaptă decizie, factorii de răspundere ai județului Sibiu, preocupați de arta sibiană, au hotărât unirea orchestrei Cindrelul cu formația Junii Sibiului într-un singur ansamblu profesionist. Un deosebit artist, un mare rapsod al mărginimii, Dumitru Giurcă Notar, a fost primul director al noii instituții profesioniste. Dragul mi să fiu cioban, da 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 da, sus la stână pe vălare, da 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 da. Dragul mi să fiu cioban, da 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 da, sus la stână pe vălare, la 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 la, să mă duc cu oile mai la 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 la, și să cânt cu fluiera mai la 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 la. Diversitatea repertoriului și creșterea calității interpretative s-a impus ca o cerință a noului statut profesionist. Apariția timpurie a lui Dumitru Giurcă în anul 1999, pe lângă regretele pierderii unui om de valoare, a făcut ca ansamblul să traverseze o perioadă mai dificilă. Consiliul Județean a luat o hotărâre înțeleaptă și a decis unirea ansamblului cu Centrul Creației Populare, Traian Rapiță devenind astfel și conducătorul ansamblului. Ca fost dansator al Junilor Sibiului, Traian Rapiță era foarte atașat de ansamblu și de interpreții săi. În calitatea sa de director, el numește în funcția de coregraf pe unul dintre foștii dansatori ai Junilor Sibiului, Octavian Pățan, un iubitor al jocului popular, menținând împreună cu respect tradiția ansamblului. Din nou soarta decide și numai după 2 ani, noul director pleacă într-o altă lume. Începând cu anul 2001, conducerea ansamblului este încredințată generalului Ioan Dinu, om cu o vastă experiență în cultură. Cunoscând valorile, acesta îi încredințează Silviei Macrea, fiica coregrafului Ioan Macrea, responsabilitatea și conducerea artistică a ansamblului. Curând, în anul 2005, Silvia Macrea devine și manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul Junii Sibiu. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hai, 2, 5. Înțelegând necesitățile ansamblului și lipsurile artiștilor, Silvia Macrea se ambiționează și construiește un nou sediu, îmbogățind baza materială a ansamblului. În repertoriul ansamblului se regăsesc dansuri populare din Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Banat, Dobrogea, dansuri din patrimoniul muzical coregrafic european, toate prezentate în costume caracteristice. Specificul dansului popular românesc este promovat de Junii Sibiului prin jocurile de cizmă din Ardeal, bătutele moldovenești, jocurile bănățene de doi, duioasele hore oltenești, dar și jocurile feciorești și celebrul căluș.
La acestea se adaugă suite coregrafice din patrimoniul universal, dans popular german, maghiar, bulgăresc, țigănesc, sârbesc, italian, mexican, ucrainean. Ansamblul valorifică deopotrivă obiceiuri legate de sărbătorile de peste an. Babadochea, focul viu, lăzărelul, lioara, sânziene, călușul, obiceiuri de Crăciun, ursul, capra, căiuții, obiceiul cetei junilor, obiceiuri legate de muncile agricole și casnice, tânjaua, govia, cununa, buzduganul, înălbitul pânzelor, drăgaica, nedea pastorală, culesul viilor. Junii au un repertoriu și obiceiuri legate de viața omului. Intrarea fetei în horă, șezătoarea, nunta cu tocmeala, purtatul steagului, cântecul miresei și împodobitul miresei, primirea nurorii, strigatul găinii. Și tot din ciclul obiceiurilor din viața omului fac parte și botezul, prinsul verilor și văruțelor. Oameni buni, nănașa o dus un păgân și o a dus un creștin. Să bătărească și mai să crească! Acest băiat, ce acum l-am ridicat, ca să-l vadă întregul sat, să fie norocos! Norocos! Și voios! Și voios! Și mintos! Și mintos! Să fie drăgăstos și învățat, om de treabă și luat în seamă! Om de treabă și luat în seamă! Să trăiască, să înnoiască, părinții să-i fericească! Flori în calea lui să crească! Fetele să-l îndrăgească! Ui, 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 lănașă mare, ia și suflă lumânare, doar o arde și mai tare! Să-l spârlim cea scăldătoare, în grădina cea cu flori, și să strângem pe nurori! Piese vocale și piese instrumentale de virtuozitate întregesc programul ansamblului. Repertoriul soliștilor ansamblului este sugestiv pentru specificul muzical al zonei Sibiului, dar acoperă și melodii specifice etniilor conlocuitoare. De-a lungul timpului au fost la pupitrul orchestrei dirijorii Paraschiv Oprea, Iosif Gherbe, Sinel Ioan Drăgulin, Stelian Stoica, Gabriel Popescu, iar în prezent Cristian Obrejan și tânărul Radu Dinescu. Din anul 2007, Junii Sibiului au avut o colaborare constantă și cu maestrul Nicolae Bodgros. Diversificarea repertoriului reprezintă o preocupare constantă în cadrul ansamblului, artiștii prezentând în premieră suite muzical-coregrafice noi, ce valorifică muzica de petrecere, valsul, muzica pop și stilul rock and roll în concepte artistice dinamice ce îmbină tradiționalul cu stilul modern. Acest demers artistic i s-a alăturat Silviei Macrea, o absolventă a școlii de coreografie de la Chișinău, căsătorită cu un june al Sibiului, Alessia Sas, devenind asistent coregraf al ansamblului. Silvia Macrea i-a oferit Alessiei oportunitatea de a aborda și alte stiluri coregrafice moderne. Muzica
Dorința de a face totul perfect a determinat-o pe Silvia Macrea să apeleze la cei mai buni coregrafi din spațiul românesc. Colaborarea cu maestrul Teodor Vasilescu, omul de cultură și coregraful care fusese prieten apropiat al maestrului Ioan Macrea, a apărut firesc. Poate că aprecierile reciproce create în anii când Silvia a absolvit Academia de Dansuri Folclorice condusă de Teodor Vasilescu, la care se adaugă coincidența punctelor lor de vedere asupra scenarizării faptului folcloric, au dus la stabilirea unor afinități ca acelea de la părinte la fiică. S-a format astfel un tandem de creație care, începând din anul 2007, și-a pus semnătura pe mai multe dintre realizările ansamblului. Una din preocupările de seamă ale acestui tandem s-a îndreptat spre diversificarea repertoriului prin valorificarea scenică a tradițiilor și obiceiurilor. Întâlnirea jocului cu actul ritual, cu ceremonia datinei tradiționale, cu rostirea versului care însoțește toate aceste fapte în vetrele de origine, a dus la realizarea unor spectacole complexe cu o crescută valoare de reprezentare. Aproape toate spectacolele tematice și spectacolele de teatru muzical coregrafic au purtat amprenta inconfundabilă a maestrului coregraf Teodor Vasilescu, omul din umbră care a urmărit evoluția ansamblului Junii Sibiului vreme de peste 5 decenii și care a acceptat, în plină maturitate artistică, să dea girul numelui său spectacolelor complexe ale Junilor Sibiului. Segmente speciale în cadrul repertoriului sunt reprezentate de spectacolele tematice, Pe firul nesfârșit al vieții, Călătorie în rim de vers, De cânt și joc, De dragoste și de dor, La Sibiu în piața mare, Târg de nare asemănare, Dragostea și dorul, spectacolele de teatru muzical coregrafic, Șapte mirese pentru șapte frați, La crâșma din dealul mare, La hanul lui Ghiță. Aceste evenimente au însemnat o adevărată provocare la care Junii au făcut față cu brio. Valoarea ansamblului a fost recunoscută în plan internațional și național prin numărul mare de distincții decernate, cea mai importantă fiind fără îndoială Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler, categoria D, arta spectacolului, conferit în anul 2020 ansamblului folcloric profesionist Cindrelul Junii Sibiului de către excelența sa domnul Klaus Iohannis, președintele României, în semn de apreciere pentru activitatea importantă pusă în slujba artei spectacolului, devenind un veritabil ambasador al culturii tradiționale românești. Anul acesta, ansamblul profesionist Cindrelul Junii Sibiului aniversează 80 de ani de existență, din care peste 60 de ani a colaborat cu televiziunea română, oferind telespectatorilor de fiecare dată programe de un înalt nivel profesionist. Prietenă de aproape un sfert de veac a Junilor și a Silviei Macrea, Iuliana Tudor a fost parte integrantă a multor spectacole organizate la Sibiu de-a lungul anilor.
Ori de câte ori vorbesc despre Junii Sibiului, o fac cu emoție, pentru că, pe de o parte, îmi sunt prieteni foarte buni și, pe de altă parte, vorbim de un brand național care s-a construit în timp, cu consecvență, cu muncă, cu disciplină, cu foarte mult talent, devenind în timp o reală școală. Vorbim de școala de coreografie Macrea. Spectacolele semnate de Silvia Macrea sunt mai mult decât simple întâlniri artistice. Ele creează, inovează și promovează, dacă vreți, la nivel internațional, tot ceea ce are, până la urmă, această țară ca valoare în materie de dans. Vă mulțumesc, mă înclin, vă respect și vă prețuiesc! Câte ori colaborăm cu Junii și cu Silvia Macrea, avem sentimente de satisfacție și siguranță. Satisfacție pentru că, așa cum o cunoaștem pe Silvia, spectacolele pe care le propune sunt adevărate sărbători ale sufletului. Siguranță pentru că în toate evenimentele pe care le-au organizat Silvia Macrea și Junii au dovedit că sunt pe deplin conștienți de responsabilitatea pe care și-o asumă atunci când prezintă identitatea culturală românească exprimată în creația sa profundă și de aceea spectacolele pe care le oferă publicului răspund întru totul exigențelor impuse unor asemenea manifestări. Sunt evenimente reprezentative pentru cântecul și jocul popular românesc, valorificat în spectacol, pe scenă, cu eleganță, fără concesii față de mediocritate sau non-valoare. Junii Sibiului au fost mesagerei folclorului românesc la evenimente de anvergură internațională din domeniul sportului și politicii. Junii Sibiului au fost invitați să performeze în festivaluri recunoscute la nivel mondial, la târguri internaționale de turism, la expoziții mondiale, Hanovra 2000, Milano 2015, Dubai 2020. În 2012, finala UEFA Europa League București. Summitul informal al șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană Sibiu 2019. Junii Sibiului au fost de asemenea desemnați să participe la ceremonia de rămas bun organizată pentru sanctitatea sa Papa Francisc la aeroportul internațional din Sibiu în 2 iunie 2019. Având mare grijă la cizelarea amănuntelor, Silvia Macrea redefinește într-un stil propriu conceptul de dans tradițional, păstrându-i intacte coordonatele definitorii. A înveșmântat jocul popular într-o haină nouă, îmbogățită, nedepărtându-se însă de forma tradițională. Junii Sibiului sunt povestea minunată care a dat mereu sens vieții mele. M-am născut și am crescut într-o familie în care jocul popular românesc a fost pus mereu la loc de cinste, alături de costumele populare, de cântecele din popor și dragostea pentru tot ce înseamnă satul românesc. Simt uneori că în ADN-ul meu este inscripționat numele Junilor Sibiului. Sunt mândră, iată, și fericită în același timp că și acum, la cei 80 de ani de existență a Junilor, Dumnezeu rânduiește să fiu sănătoasă în mijlocul unor oameni minunați. Dumnezeu a rânduit să păstoresc această familie a Junilor Sibiului, o familie plină de oameni talentați și dăruiți. Nu e deloc ușor, însă dacă ar fi vreodată să o iau de la capăt, aș face exact la fel, mulțumind lui Dumnezeu pentru tot și pentru toate. Mulțumindu-le părinților mei și tuturor artiștilor alături de care lucrez, am lucrat și voi lucra ducând mai departe frumoasa poveste a Junilor Sibiului și frumosul vis al tatălui meu. Fetele.
sunteți voi? Jurii Sibiului! Peste 48.000 de spectacole, 700 de turnee efectuate în România, întreaga Europa, America de Nord, Asia și Africa, 300 de premii naționale și internaționale sunt cifrele care conturează activitatea ansamblului folcloric profesionist Cindrelul Junii Sibiului, cea mai veche formație de dansuri populare a României și una dintre cele mai vechi din Europa. În prezent, ansamblul numără peste 100 de membri și colaboratori, funcționând ca formație profesionistă de spectacole cu secție muzicală și coregrafică în cadrul Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Cindrelul Junii Sibiu. Publicul a știut întotdeauna să răsplătească așa cum se cuvine prestațiile artistice ale junilor Sibiului, care ne-au permis să ne întoarcem spre frumosul spiritual. Sunt convinsă că cel care a pus bazele acestui ansamblu, creatorul junilor, maestrul coregraf Ioan Macrea, le zâmbește acum din cer și le trimite binecuvântarea sa. Sincere felicitări tuturor membrilor acestui prestigios ansamblu folcloric și, bineînțeles, managerului său, doamna Silvia Macrea, pentru că redescoperă, păstrează, valorifică și promovează dansul popular, izvorând din bogata comoară folclorică a neamului nostru românesc. Așadar, povestea junilor Sibiului continuă. La mulți ani! Sure!